Dar după aia a mai fost o perioadă foarte bună la Steaua. Iar, unde eu cred că am demonstrat în cele 6 luni de zile, luând echipa pe locul 10 și am adus pe locul 2, cred că și acolo am demonstrat. Și am adus de la, nu că am adus, prin jocul echipei, de la 1000 de suporteri, în 3 luni, în 2 luni și ceva de zile, au fost 50.000. Adică e așa. Ceva, o realizare, nu? Da, nici la Steaua n-ai stat foarte mult, păi, ca să zic. Cine a stat la Steaua foarte mult? După... Deci acolo ai intrat în conflict cu Stoica, nu? Cu nu, Mihai Stoica. Nu, am trecut nimeni. Nu. Am avut o discuție cu Gigi și am renunțat. Mihai Stoica nu era la echipă, nu. Eu am lucrat cu Narcisa Ducan. El a fost cel care a fost... Dar tu ai avut o declarație, mi-am notat eu undeva, dată în 2012, meme nu mai există pentru mine ca om. Nu mai știu, nu cred. Nu. Eu am avut, chiar eu când eram la Brașov, la Brănești, mai mă întâlneam cu meme. Și chiar îmi spunea că îi place foarte mult echipa cum joacă și că și-ar dori așa să lucrăm o dată împreună. După aia, când am venit atunci, am decis ca să lucrez cu Narcis. Bine că au fost și câteva lucruri care m-au făcut să lucrez cu el. Și nu, n-am avut nicio... Da, acum ești în raporturi... Cu cine? Cu meme? Da. Da, cum? Sigur, n-am trebuit. Înțeleg că ați mai avut și de curând o discuție și... Nu, aia a fost vis-a-vis de... Nu. Vis-a-vis de ce? Am vrut să merg la un joc la Giurgiu. Așa? La Steaua acum. Și am cerut să vin și eu la meci. Și nu... am rezolvat cu cei de acolo, de la Giurgiu, să mă treacă pe listă și după aia când s-au uitat cei de la Steaua, zic că el n-ar ce căuta aici, la noi, la jocuri. N-ar ce căuta în tribună. Asta e... Și atunci am venit. Deci erai spion. Da. Spionai din... Bun, da, zim cu Gigi. Cu Gigi ce raporturi ai fost? Foarte bune. Deci n-am avut niciodată nicio divergență cu Gigi. Numai că atunci, în momentul când am decis să plec, nu m-a lăsat, da, dar simțeam că era momentul să plec. De ce? Adică ce s-a întâmplat? S-au întâmplat multe lucruri care n-au să le spun niciodată, le țin pentru mine și probabil că odată, bine, poate acum nu, pentru că încă vreau să continui în cariera mea de antrenor și nu vreau ca să am așa, eu știu, divergențe cu nimeni din perioada Steaua. Au fost niște lucruri care după aia s-au întâmplat și știu mulți. Știu eu care e mentalitatea. Eu nu zic nimic de rău, că alți patroni zic, ăsta vorbește de din casă să după ce că eu de obicei. Eu mai mult fac decât vorbesc. Dar în momentul când fac și nu sunt respectat, atunci trebuie să vorbesc. Bun. Din ce te-ai luat cu Gigi, bun la rog? Nu m-am luat. Nu. Am spus că nu vreau să mă stăm. Dar a fost o... Deci ai plecat tu, nu te-a scos el. Nu, eu am plecat. Eu am plecat. Da. Discuția aia cu AEC la Arnaca, e adevărat că ți-a dat telefon cu Nicolici, cu nu știu ce, cu schimbarea, cu cum... Nu. Singura discuție care a fost și atunci am și renunțat a fost la meciul Coștea cu de acasă cu Gaz Metal Media și când la pauză a venit Narcis la mine pentru prima dată când a venit cu telefonul și scria pe telefon tatu. Și m-am întors la bancă, la banca de rezerve și am spus tatu de încălzire, câștig, plec, dar nu câștig, tot plec. Și am făcut 0-0 și după aia m-am dat Gigi și am spus că nu mai stau. A, deci, practic, Gigi ți-a ordonat să-l bagi pe tatu. Da. Care era rezervă. Da. Bine, dar eu bănuiesc cum era atunci, nu știu dacă nu mai e și acum, că se cam băga la toate meciurile, nu numai tatu, în general. Era. Nu, să știți că aveam discuții cu Gigi, da, tot timpul. Mergeam la el, la palat acolo, stăteam cu el, făceam o strategie vis-a-vis de ceea ce, cum gândeam eu. El era de acord cu ceea ce majoritatea, eu știu așa, deciziilor care erau luate la echipă, erau luate de către mine. Dar v-am spus, când am fost pe locul 10, Iliuță face vreo echipă. Când am ajuns pe locul 2, tată zice, de acum acolo sunt 30 de milioane de euro în joc și trebuie să mă bag. Adică măcar era sincer. Da, pe nu. I-am spus. Și atunci am rămas. Și se băga. Și pe nu. Și am zis, cum vrei să continuăm? Băi, Ilie, ești nebun. Bă, tu nu vezi că te iubesc suporteri, nu vezi, mi-a adus echipa, mă băteam cu cei la campionat, acum am bani mai cu una. Era vorba de Rapid, de Dinamo, de CFR, de Vaslui. Așa. Da. Și acum am bani mai cu CFR-ul. Păi ești nebun, m-a adus acum și acum pleci când... Păi zic, ce faci?
Și am spus, în ce condiții? Păi tată, el chiar așa mi-a zis. Păi acum gata, tu antrenezi, eu fac echipa. Și atunci am spus, bă, zici, nu pot, pentru că sunt începuse atunci, aveam și eu câteva. Dar asta a fost o chestie în iarnă. Da, așa se întâmplă și acum, cât echipa FCSB era 7, 8, 10, nu știu ce, nu se băga. A zis, se ocupă Edi, eu nu mă bag, i-am pasat echipa. Cum a ajuns acum să candideze, ca să zic așa, a început să hotărască el. Adică, eu sunt patron, eu dictez, da? Mă rog, asta e stilul casei. Da. Oricum a fost un moment, după ce am venit de la, când am luat 5-0 la Maccabi, așa? Da? Vă dați seama, n-am dorit o noapte. Și atunci, la jocul ăla, toată echipa a fost în cap. Nu, un jucător nu a fost să zici, bă, cât de cât așa, că, eu știu, să-l vezi mai proaspăt, sau, nu, deci, din toate punctele de vedere, și fizic, și tehnic, toată și echipa căzută. Căzută, da? Deci era un moment când era nevoie de ceva. Și atunci am simțit lucrul ăsta. M-am dus dimineața la prima oră la pala la Gigi și am spus, Gigi, hai tată, nu-i nimic. Că oricum, zice, asta este. Și am zis, am rugăminte la tine. Stau printre jucători, adică normal că și-mi transmis și secunzime și asta, că sunt nemulțumit de faptul că nu și-a luat salariul de 2 luni de zile și bonusul de Europa League, că s-au calificat în Europa League. Da? Și zic, am rugăminte la tine, să vezi dacă reușești lucrul ăsta, dacă tu le dai, acum le dai acești bani, da? Și te achizi de datorii față de ei, să vezi tu că o să fie o altă echipă. Și se uită așa la mine. Zice, crezi tu chestia asta? Zic, da. Zic, fă lucrul ăsta. L-a chemat pe cancelarul, pe Virgil, le-a dat jucătorul banii și pe tăia spune, au venit amândoi, le-au dat banii, da? Și după aia echipa a început să crească. N-au mai fost divergențe, pentru că, sincer vă spun că, în momentul când am plăcut echipa, mi-aduc aminte, erau 3-4 bisericuțe, erau brazilieni pe o parte, sârbi pe altă parte, români pe altă parte, deci ce să vă, olterii pe altă parte, că erau cei de la Craiova. Dar și-a reușit ușor, ușor să discut cu ei, chemam la discuții, mergeam la restaurante cu toții și i-am omogenizat. I-ai adunat și strâns. Da, da. Și acum, în consiliu în care a fost, și pentru antrenorul care a fost înaintea mea, Roni Levi, pentru că el n-a reușit să facă o pregătire cu toții de vară. I-a dus treptat, înțelegi? Și i-a dus, când e treptat, este foarte greu ca să poți să gestionezi, eu știu așa, pregătirea și ceea ce îți doreai tu. Și deci de la FCSB ai plecat că ai vrut tu, da. Și ai rămas în relații civilizate cu Beccari. Că bănuiesc că interdicția de la meciul de la Giurgiu nu a venit de la el. Nu cred că știa el. Nu. Am mai vorbit acum? Nu, n-am mai discutat așa. N-am mai stat pentru că n-am avut posibilitatea. Eu... Și nu... Nu, n-am mai vorbit.